Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Na, 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 na. Wow, amuleta, nici nu mai știu a câta. Dacă adunăm toate gâtelile fiecăruia dintre noi trei și le punem pe hârtie, scoatem două cărți pe sezon, chiar nu una. Bună seara, dragii mei. Bună seara, draginuța. Cum sunteți? Foarte bine. Foarte tare. Tu ești foarte tare. Extraordinar. Deci am un extraordinar, un foarte tare și un senzațional. Senzațional. Știi cum a sunat senzaționalul lui Dumitrescu? Yeah. Să fie oare, fiindcă este dezlegare la pește? Adică să fugă okay. Peștele! Cu alte cuvinte, pește. Tema de astăzi. Mulțumesc, Florin. Pește. Dumnezeule mare, eu cu peștele, mare prieten. Amuleta de astăzi, dragii mei, spune așa. Eu. Simplu și la obiect. Ia. Regula celor 10. Cine mai are o amuletă de asta? Bontea! Regula celor 10. O amuletă pe care am halit-o și eu sezonul trecut. Bontea ne-a dat-o, bineînțeles. Cine să putea să dea amuletă de genul ăsta? Urâtă rău amuleta. Știți foarte clar mecanismul? Vai, ce drăguț! Eu mi-aduc foarte bine aminte. 10 minute munceam eu, 10 minute echipa. 10 minute munceam eu, 10 minute echipa. Cătălin, dacă o să câștig, zic, uite, vezi pe asta? Da, a ta e. Promit. Pe tine o folosesc. Că și l-a folosit-o cu mine. Știu că sunteți foarte curioși și este foarte important pentru voi să aflați cine jurizează. Da. Of course. Astăzi dezlegarea va fi jurizată de... Petrișor? Nu, no, nu. Jamila. Este blogger culinar, jamilacuisine.ro, un site foarte cunoscut la noi. Sunt blogger culinar sau vlogger culinar de 9 ani. Am un site culinar care este unul dintre cele mai iubite site-uri culinare din România. Am cel mai mare canal de YouTube din România, de gătit, evident. Cea mai mare pagină de gătit de pe Facebook. O comunitate uriașă s-a format în jurul la Jamila Cuisine. Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila. Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună cheesecake fără coacere cu caise, pâine nan cu usturoi și unt, plăcinte pufoase cu brânză, postăv la cuptor, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Praful de copt. Când Jamila Cuisine a apărut, în jurul meu nu erau canale care să facă asta, să arate rețete pas cu pas în video. Cred că a fost un pic de noroc din partea mea și puțin talent și lucrurile s-au așezat și toată lumea era cu Jamila și a rămas toată lumea cu Jamila. Știu că asta vă pune pe gânduri. Avem 5 minute să ne uităm și noi. Ce se face? Oare ce-i place? Oare ce nu-i place? Vă dau 2 minute. Dă-ne și noi vreo 2 zile să ne... Amă, nu mai intra, Florine. Amă, am glumit, termină, nu? Ce mai e și numărul Jamilei? Păi, nu are el. Mă, nu cunosc, băi. Nu, au făcut schimb de cărți, bă. Văd că dezlegarea la pește v-a dezlegat și la vorbă. Trebuie să începem cu o pauză. Hai să vedem dacă vă dezleagă și la gătit. În 3, 2, 1, vă doresc succes! Am mai gândit pește la viața mea. Mai sunt și pescar, mai și prind, dar nu știu așa cam ce ar plăcea ei să mănânce, cam care stilul ei. Mamicule, stânceață, mă jur, stânceață. E groasă, tată? Mi-aș dori foarte tare să iau această amuletă cu regula celor 10, dar înainte de amuleta asta mi-aș dori foarte tare să plece din platou cu o amintire mică din farfuria mea. Ai, 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 cantano llores, porque cantando se alegra cielito lindo los corazones. E la corazone. Cielito lindo. Știi toate ele cuvintele? Bajando. Mă gândesc așa, mă, ce este românesc? Mămăligă, mușdei și pește. Ce-mi place despre colegii mei, care în momentul de față sunt puțin, cum s-ar spune, blocați. Bă, nu știu de ce ai senzația că aș fi blocat, dar nu e deloc așa. Am zis că vreau să fac o farfurie care să arate frumos, ca de restaurant, dar pe dezlegare la pește. Mitrescule, ce gătești, mă? Pește prăjit cu mămăligă și mușdei, că n-am ce, nu știu, nici nu știu ce să fac altceva. Bun. Bun, bun, no? Bun. Să sperăm că îi place peștele, mă. După ce am filetat frumos peștișorii, i-am dat prin apă minerală un secret pe care l-am învățat în Italia. Dioxidul de carbon din apa minerală rece întărește un pic pielea peștelui și tot exteriorul și îl face să fie mai crocant.
Montea tu la fel, mă? Bă, nu. Am să fac un fel de sevice, am să fac și o bucățică prăjită prin mălai și vreau să fac tot așa o chestie de asta, așa mai asiatică. Ce faci, mă, sardine? Așa muncă de chinezi? Și sardine, și șprot, și fac. Guvii de grecesc. Nici nu trece punctuat, 5 feluri de pește, fiecare făcute separat, diferit. S-a întors Dorel pe plantație și o să fac 5 pești. Deci nu unul nene. Așa eram noi când ieșeam din post și intram în bucățica asta de o zi de dezlegare la pește. Nu, a făcut un mujdei senzațional. De la maică mi-am învățat cum se face mujdei, se lasă usturoiul amacerat în sare. Șprot, sardină și uvide dat prin mălai și prăjit, mămăligă. Și am aici niște legume coapte pe care încă nu știu dacă le fac salată, gen garnitură așa de legume coapte sau le fac sos. Am făcut așa un macrou tai cu creveți, macrou tot prin mălai. Nu-i fac mujdei, fac un sos cu roșii, usturoi, oțet, cimbru și apă și sare. O să am 2 pești pe care o să-i fac pe plită și 3 care o să-i prăjesc. Fiecare pește vine cu gustul lui, cu textura lui, cu felul lui de a fi gătit. Dezlegare la pește a dat Dumnezeu, dacă eu sunt de la malul mării, așa am crescut, așa ne ținea bunica pe toți cu pește din belșug. Aveam un vecin pescar, ne aducea la pește din toate felurile care prindea el de dimineață până seara. Toți peștii din lume i-a luat și i-a pus la el acolo. Hrănea jumătate din platou cu peștele pe care l-a prăjit. Și mai aici am un mujdei de usturoi foarte puternic, mie îmi place mujdeiul de usturoi foarte puternic, și un mujdei de ceapă. Eram prin delta și m-am prietenit cu mai mulți, dar unul dintre ei, Ion îl cheam, m-a învățat să fac mujdei din ceapă. Senzațional, fabulos, fantastic, incredibil. Gata, gata, gata. Zic, băi, să fac doar un sevice, parcă e prea puțin. Să fac doar un care este prea puțin. Și așa că m-am hotărât să gătesc macrou în 3 feluri. Să le pun pe toate pe farfurie, în ideea în care să fac eu ceva diferit. Cum aș așeză? 1, 2... Eu am zis să stau cu minte în farfurie și să fac ceva care, în mod normal, arată ca lui Cătălin, dar să arate ca de restaurant. Pentru că, până la urmă, de-aia suntem șefi. Am un fel de sevice, dar nu chiar. S-a mai gătit și cu lampada, e marinat, coriandru, ulei de susan, fructul pasiunii. Ce pește ai folosit? Păi eu am numai macrou, la mine e macrou peste tot. Recunosc că nu știu gusturile doamnei și de-aia am făcut mai multe să aibă de unde să aleagă. Acrișor. Da, așa trebuie să fie. E bun. Aici am făcut un macrou tai, am pus și 2 creveți cu orez prăjit. Parcă mergea mai... mai spicy. Poate că aș fi vrut chestia asta tai așa mai picantă puțin, dar mi-a fost frică să o fac mai picantă. Nu știu dacă mănâncă spicy. Și pe partea asta? Acolo prin mălaj cu un sos care nu l-am mai făcut de 20 de ani. Ce este? Marasolca? Un fel de roșii, oțet, usturoi, pătrunjel. Cel mai mult din farfuria lui Montea mi-a plăcut peștele prăjit, sosulețul ăla cu un pic de oțet. E mai din delta, e mai pe înțelesul meu. Sevicele, ok, dar nu mi-a înnebunit papila gustativă. În schimb, mi-a plăcut foarte mult acea tocană cu cocos. E cel mai reușit în toată farfuria, adică toate sunt bune, dar ăsta îl bate și pe ăla și pe ăla. Un preparat chilian cu un preparat tailandez și cu un preparat românesc, toate 3 în aceeași farfurie. Se vede că Sorin are o perioadă din asta mai nefastă în ceea ce privește amuletele. Așa. Pește deci prăjit, mămăligă și... Da. Și roșii coapte cu ceapă și fenicul. De sardină, guvide și... Mm-hmm. Stavrit. Prăjit, așa, mai gata, redituit. Adică să nu mai stai să mai curăți la el. Pa, da, asta. Nu cred că pește și oreia sunt mici. Bun, e pește prăjit cu mujdei, cu mămăligă și 2 roșii coapte. Nu e nimic rău, dar nici nimic special. Mămăligă fiertă. Mămăligă cu pește prăjit și mujdei. Clasic. Așa. Eu zic că am o farfurie senzațională cu acești 3 peștișori, prăjiți perfect, crocanți, rumeniți, fără oase. Este o farfurie demnă de restaurant. Avem așa. Sardină, limbă de mare, hanos, rândunică, cichefală. Deci pește prăjit.
pește prăjit, 2 la plită, 3 prăjiți. Chipsuri, ați luat repede la chipsuri, era vorba despre pește. Chipsuri, așa cum își dai de usturoi, ce a pus el pe acolo, bun. Toți peștii ăștia... Nu știu unde să iau, că trebuie să-l mănânc cu mâna, cum îl mănânc? Mănâncă cu ce vrei tu. Ai un mușdei de usturoi foarte puternic și aici un mușdei de ceapă învățat de la oamenii după în... Mușdei de ceapă? Da. Ce faci în delta? De asta n-am auzit niciodată. Dacă nu ești pescar... Foarte tare. Nu știu de mușdei de ceapă. Nici eu, am ajuns la, chiar la Cristiana, l-am învățat de la Ion. Nici un om nu poate să mănânce tot platouașul ăla de acolo, e un platouaș pescăresc pentru 4 persoane. E mult. Limba de mare, pește prăjit. Toți sunt prăjiți, mai puțin ăștia doi care sunt fripți. Aia, peștele tot are oase. Am mâncat, am încercat, a trebuit să scut că aveam numai oase. Trebuie să-mi spui peștele care n-are oase. Băi, Bonte, adică coaste de miel mănânci și pești cu oase nu mănânci? Deci pot să mănânc cu oase, nu pot. Ce vreau? Are cap? Are coadă? Se numește pește. Dacă e pește, are și oase? Eu nebunesc pe ăștia care spun, vai, eu nu mănânc miel că miroase a oaie. Nu mănânc pește că miroase a pește. Luați, vă rog frumos, o gură de săpun. Cine câștigă, habar n-am. Vreau sincer, mi-aș dori eu. Două farfurii cu pește prăjit. Că mi-aș dor de, mi-e dor de 10 ăla. Și una mai diferită. Să vedem ce o să fie mai mult pe gustul Jamilei, până la urmă. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.